Dintre toate sentimentele care te asaltează într-un război, poate cel mai sfâșietor este cel de neputință. La Kiev, Varșovia sau Toronto, aceeași întrebare chinuie pe ucraineni. Ce pot face să opresc asta? Printre cei care au găsit un răspuns e și Lidia Shgir. Are doar 29 de ani și este din orașul Cercasi. Războiul a prins-o tocmai la Beijing, unde este educatoare în probleme de mediu. Se simțea vinovată că nu poate lupta alături de a ei. Urmărind presa chineză, aliniată pe propaganda lui Putin, a intrat aproape singură în luptă cu cenzura a lansat cu câțiva compatrioți un canal de YouTube, site-ul web Știri din Ucraina și a postat pe mesageria WeChat videouri subtitrate în chineză. Nu fac politică. Mesajul meu e că nimeni nu are dreptul să-ți intre în casă și să te omoare. Lidia îi știe pe chinezi moderați și empatici cu victimele. Dacă sunt majoritar proruși, e doar din lipsă de informare. Deși cenzura le impune internauților să acceseze canalul printr-un VPN, Lidia a adunat peste 1000 de abonați încă din prima săptămână. La început, multe comentarii erau ostile. Azi predomină like-uri și mesaje de solidaritate. Lidia mărturisește că cel mai mult au mișcat o cuvintele de mulțumire ale unui spectator. Datorită vouă, mi-am schimbat opinia. E doar un chinez dintr-un miliard și jumătate. Însă Lydia a primit confirmarea că nu luptă în zadar. Neputința care o încerca acum o lună a lăsat locul unei activități frenetice și metodice. Un proverb chinezesc spunea că oricât de lungă e călătoria, ea începe cu un prim pas. Prin lupta ei individuală într-un ocean de cenzură, Lydia Shgir e mai mult decât un patriot ucrainean. Ea este o nouă dovadă că un om singur nu este neputincios. Când vălesc barbarii, civilizația se sprijină pe fiecare, pe ea, pe mine și pe tine.